10 premii de excelență au fost acordate ieri seară de către Consiliul Local și Primăria Giurgiu unor personalități remarcabile în 10 domenii de activitate. Cele 10 secțiuni au fost învățământ, cultură, sănătate, protecția mediului, spirit antreprenorial, cooperare internațională, sport, mass media, politică și administrație publică. Postul de televiziune Valahia TV a obținut premiul de excelență la secțiunea mass media. Îmi revine mie plăcerea să anunț câștigătorul Valahia TV. Colegii sunt încântați. Salutăm. Obișnuită cu microfonul. Îi dăm microfonul. Oare că îi dăm și microfon. Nu te-ai săturat de... No, păi chiar mă gândeam că era bun un prompter acum să mă salveze. E, vezi? Vreau să-i felicit pe colegii mei. Aproape toți sunt aici, dar la muncă nu l-a primit diplome ca mine. Promit că o să împart premiul cu ei, teoretic, măcar așa că mă aud de toată lumea. Și dacă vă plac știrile Valahia TV, vă rog să-i aplaudați pe colegii mei. Mulțumesc! Fie că au fost premiați sau nominalizați, fie că au reprezentat instituțiile organizatoare, participanții la eveniment sunt de părere că această primă ediție a fost un succes. Este un lucru extraordinar că se organizează așa ceva. Ba, chiar aș sublinia faptul că se impune lucrul acesta. De ce spun? Pentru faptul că se organizează tot felul de gale și apar foarte, foarte multe, să zic așa, orgolii, apar niște, să zic, promovări subiective și cred că în această seară am observat un criteriu de apreciere și o promovare foarte obiectivă. Un spectacol așteptat și o modalitate la îndemână și foarte binevenită de a-i recompensa pe cei care au avut o activitate foarte eficientă și apreciată de comunitate. Felicit primăria municipiului pe domnul Iliescu și sunt convins că această gală va mai avea încă multe ediții de acum înainte, fiecare dintre ele încununată de succes și de aplauzele celor care vor participa. Orice premiu cred eu că stimulează, onorează, dar te și obligă. Este un premiu care îl împar cu toți cei care au contribuit ca Teatrul Giurgiuvean să devină un nume în dramaturgia, în spectacologia autohtonă. În primul rând sunt onorat pentru această nominalizare. Pentru mine este încununarea 4 ani de muncă. Da, într-adevăr mă mobilizează, dar nu depinde numai de mine, depinde și de fete, care sper să... cu ocazia la această nominalizare și depunem un efort mult mai mare la antrenamente, să avem rezultate și mai bune decât până acum. După părerea mea, cred că a ieșit foarte bine. Ca primă ediție, cred că a ieșit cu unele mici corecturi. Cred că la următoarea ediție o să avem mai mult succes și mai mulți oameni să participă la acest eveniment, deosebit, după părerea mea. La sfârșit de an să pot să nominalizez și să premiez niște oameni deosebiți din municipiul Giurgiu. Mi s-a părut o seară de excepție, cu oameni de excepție atât în sală cât și pe scenă. Dovadă că Giurgiu are oameni foarte valoroși în toate domeniile, nu numai în cultură, unde a fost nominalizată. Este o viziune a Consiliului Local asupra celor 10 pe care îi vede cei mai buni în fiecare dintre aceste domenii. Așa cum am spus și pe scenă, eu personal am fost surprins plăcut de fiecare dată de cei care au câștigat aceste premii. Este un lucru, în primul rând, este o idee foarte bună, e lăudabilă. Pe tot parcursul galei, Quintetul Valahia al Centrului Cultural Ion Vinea, căruia i s-au alăturat soprana Irina Baian și tenorul Anin Stoica, au oferit asistenței momente muzicale impresionante. Întreaga înregistrare a galei premiilor de excelență 10 pentru Giurgiu va fi difuzată mâine seară și duminică 1 ianuarie de la ora 19.